Pentru copiii școlari, de exemplu, s-a făcut un studiu care arată că ora cea mai bună de mers la somn e 8:30. E, câți copii se culcă mâna la 8:30, mai ales din școlari, că de obicei nu acasă. Ai una acasă și eu am un școlar acasă, dar care nu înțelege și mă lupt cu el și cu greu reușesc la 9:30, 10 să-l culc, ceea ce mie mi se pare foarte târziu. Dar bine, cu cât timp vii înainte acasă, dacă petreci timpul de calitate și atunci cumva când pui limita, o acceptăm mai ușor, că acum urmează să mergem la somn. Și dacă există o rutină foarte clară în fiecare zi, acceptarea somnului e mult mai bună. Și să nu uităm tehnologia. E recomandat cu 90 de minute înainte de somn să nu ne uităm la televizor. Nu și ecrane albastre. Exact. Tot ce înseamnă ecran albastru nu face bine. Asta inclusiv pentru adult. Adică s-a constatat că nu face bine. Asta inclusiv pentru adult. Adică s-a constatat că în ultimul deceniu cel puțin adult din cauza tehnologiei. Bun. Îți spuneai 8:30 pentru școlar.